I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, if there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man. Hey, dragilor, bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi este o zi foarte specială, este ziua scumpei mele soții și am zis cu ocazia aceasta să facem un nou vlog în care să ne reamintim cu drag de ziua aceasta specială în care ea a împlinit 19 ani. Eu acum mă voi duce în oraș aici în Uricani, voi căuta ceva să-i fac cadou. Nu știu exact ce aș putea să-i fac cadou, dar sper să îi placă. Am ajuns aici la Ruben Suciu Home. Aici avem câțiva cățeluși foarte drăguți. Ceva, bă, băiatule, bă. Hă? Frumușelule. Și aici avem pe frumusica noastră. Ia uitați ce frumos e. Cum îl cheamă pe ăsta? Fiolă. Fiolă? Mm-hmm. Vai, dar asta e cel mai mititel, așa-i? Ia, ce scumpă. Băi, mititelule. Bă, mititelule. Uite ce mic e. Au, lăutate. Hai grijă, Liza, poate ne trezim cu tine la spital. No. Face anti. Nu la spital. Ce faci, bă, mititelule, bă? Imediat te luați pe așa. Nu. Și mi-o fumoșilor, mă. Și uite scrisăronță-i, da? Mură! Au. Mur! Au, bă, mititelule. Bă, cât e de mic, uite ce rău-i. Bă, uite ce rău ești, bă. Am ajuns aici pe Mierleasa cu tinerii și l-așteptăm și pe fratele meu Ionuț și cumnata noastră Diana și ne apucăm să montăm corturile pentru că ne apucă noaptea dacă nu-i dăm drumul la treabă. Frățiorul Mihai cu sora Miriam s-au apucat deja de treabă. Au nu montat deja dormim, cortul. S-au obosit frățiorii noștri. Vor fi venind de la muncă. Nu, nu așa. Situația. Nu așa. Acum. Arată ce te-am lăsat. De fapt, m-am învățat singură. Nu arată ce te-ai învățat singură. Da, mă! Știe, mă! Asta știe, bravo! Tu chiar știi, mă! Trebuie să-i start! Hai repede, să vedem cât de repede poți face un cort, Ruben! Ce bagă, ia uite! A terminat frățiorul Ruben. Asta nu le mai punem pentru că nu bate vânt. A, bravo, felicitări. O dura ceva, 5 minute cred că. Vrei să fie Dumnezeu, frumos. Ua! Ce am primit de ziua mea? Ce primit de ziua ta? Să vedem. Oh, ce drăguț! Uite! Fain! Dar ce? Papucei, ă? Bătășei! Bătășei! Uite! Wow! Best mama! O să fiu mămică, iubi! O să fiu best mămică! Best mămică! Terminat frățiorii noștri? Da, nu, ne intra salteaua, că era prea mare. Dar uite ce am făcut! Am forțat-o! Sper că nu o să o rup cortul. Nu. Wow. La fix. La fix, frate. Asta a fost cortul montat cu fratele meu Ruben. Eu nu am ajutat foarte mult, dar Ruben se pricepe cel mai bine la montat corturi. Dacă nu știți să montați corturi, îl face Ruben un tutorial pe YouTube. Ok, avem aici și un hamac. O să venim imediat să vedem rezultatul. De-abia așteptăm să vedem cum o să iasă. Și bineînțeles să vedem și cum o să stăm în ea. Da, ia să vedem hamacul. Dar sper că dacă nu mă pun, nu cad. Lasă-mă pun eu. Lasă-mă pun eu. Stai, Mihaicu. Să vedem. Hai, a dat treaba.
I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information. Am transpirat un pic aici cu fratele meu Ruben. Să vă spunem și de ce. Pentru că am băgat niște meciuri de spikeball. Dacă vă amintiți voi din vlogurile anterioare, când am băgat niște meciuri grozave de spikeball și bineînțeles că o să jucăm și acum niște meciuri de spikeball și o să vedeți și voi despre ce este vorba. Un meci profesional, bine, nu chiar profesional, noi ne străduim, dar nu prea ne iasă. Când ne prostim nu ne iasă, dacă jucăm serios, ne iasă, nu frate? Am observat și la... Dacă suntem serios, putem. Dacă suntem serios și chiar reușim. O să joc un spikeball cu scumpa mea soție. Hai să vedeți cum joacă soția mea spikeball. Eu pot să cad. Hai, iubi, tu! Bravo! Hai. O să mergem acum după platouri la Ruben Suciu Home. Acum imediat trebuie să luăm și sucurile și plecăm înapoi sus. Where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so. Ia uite-i pe ăștia, ori. No. Foarte util. Bravo, fraților. Slavă Domnului. Hai mai bine trag eu. Sper că n-o plouați, erau uscate. Hei dragilor, am terminat de a mâncat. Acum am dat drumul să facem focul, să ne încălzim pentru că se lasă puțin răcoarea. Mulțumim frumos băieții pentru foc. Foarte bun, drag. Multă plăcere. Am făcut unde a fost și mai ăsta. Ah, e bine. Da. La căsuță. Ce-s cu ăștia? Gata? Da. Nu l-a spus bine. Tu-l ții 91 sau cum îl ții? 19, bre. Păi da, dar pune-l cu 19 spre ea. Suntem aici și facem o șmecherie. Șmecherioasă. Oameni dragi, vă mulțumim frumos că ați ales să vă petreceți timpul din data de 3 august alături de noi. Noi ne bucurăm foarte mult și vă mulțumim frumos. Sperăm că v-ați simțit bine și ne bucurăm foarte mult că ați răspuns pozitiv la
invitația noastră. Eu am fost Daniel Bota și vă mulțumesc frumos că ați urmărit până aici acest filmuleț.